Hai, salut băi fraților și bine v-am regăsit aici la un nou minunat episod din Minecraft. Astăzi, fraților, o să ne jucăm aici ca de obicei, o să încerc să fac o capcană, să văd dacă mi iese. Deocamdată suntem singuri pe mapă, Pain nu este și am decis să încep episodul mai repede ca să încerc să fac chestia asta. Și după aia o să-i spun că vreau să filmez episodul și îl chemăm și pe el după ce terminăm capcana. Dar înainte să începem acest vlog, dacă ești nou nu uita să te abonezi, dacă nu ești nou nu uita să dai un pum buton de like și să apăsați acolo pe clopoțel ca să fiți primii când postez. Fraților, până una alta, tot am spus eu că vreau să-mi bag texture pack de când am început seria asta și astăzi a venit momentul. Prima dată am găsit ceva texture pack, dar nu părea așa fain, o să vi-l arăt și vouă imediat. Și după aia l-am găsit pe ăsta. Bun, hai să vă arăt cum arată texture pack-ul. Cam așa arată, bă, mi-e place, e așa, așa finuț, simplu, luminat, frumos. Ăsta-i luați, câinele lui Pain. Hai să mergem și pe afară să vă arăt. Chiar îmi place, îmi dă un vibe bun de ăsta. Dacă știți voi alt texture pack matchmaker, scrieți acolo în comentarii și o să mă uit. Și casa arată smardoaie, frumos, așa, luminată. Ăla lant era prea, nu știu cum să vă explic, prea închis cumva. Hai să vi-l arăt și pe ăla lant. Options, unde era resource pack? Banane, bun. Dar sincer nu prea îmi place ăsta, e prea așa. Prea așa. Uite, hai să vă arăt. Uite, așa arăta texture pack-ul care l-am descărcat prima dată. Bă, sincer să fiu, casa și cărămizile astea chiar îmi plac cum arată. Din și flăcările și sabia cum se vede și patul e foarte și foarte șmecher. Chesturile arată ok. Dar ideea e, ce nu-mi place la el este, uite, uitați aici, chestia asta. Afară, stați așa să dorm rapid, frumos. Bun, ce nu-mi place la texture pack-ul ăsta este, uite, uitați, chestia asta. Nu-mi plac blocurile de gres. Se văd așa prea... Care este cuvântul, mă, potrivit pentru chestia asta? Dacă vă uitați așa atent, arată ok, dar dacă vă uitați așa în depărtare, pureș din aia, se vede așa foarte, foarte, foarte blurat cumva, foarte, na, mă rog, nașpa, nu-mi place, efectiv, mă dor ochii dacă mă uit spre pădure, dar în rest e ok așa. Hai să schimbăm rapid. În episodul următor o să încep să-mi construiesc și eu ceva pe aici. Pe live am făcut fermele astea, pentru cei care au fost pe live. Aici văd că m-ai pus Pain așa frumos cu negru și alb, smart 2. Bun, fraților, ce trep vreau să fac eu astăzi? Vreau să fac o capcană, să zicem că Pain o să vină, o să deschidă un chest și efectiv o să pice în lavă. Și efectiv îl fac aici, în mijloc cum am pe ei. Am mai stat eu și am minat ca să adun resursele pentru el. Tot ce avem nevoie este redstone, un redstone torch, cobblestone, bineînțeles, lavă, am luat aici câteva bucăți de lavă, iron, o să avem nevoie și de vreo 8 pistoane, după aia să le transformăm în sticky piston, adică în pistoane din alea lipicioase. Am fost în biome-ul ăla după slime-uri, am bătut pe slime-uri până m-a luat greața și cred că, da, uite aici le-am pus, perfect. Bun, prima dată trebuie să construim trap chest ca să le putem conecta cu redstone-ul. Că dacă punem chest din asta normal, nu o să putem să conectăm cu redstone. Dar dacă facem chestia asta, avem nevoie de chest normal și de tripwire hook. Bam! Și ne dă două trap chesturi. Perfect! Acum avem nevoie de pistoane. Bun, pentru pistoane avem nevoie de lemn, frumos așa. Câte avem nevoie? 8, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Redstone. Bun, și acum avem o pistoană. Asta o să trebuiască să le facem în sticky piston ca să lipim blocurile de ele. Perfect. Fraților, haide să facem aici capcana. Pentru început avem nevoie să săpăm două blocuri și patru în lungime. 1, 2, 3, 4. Aici e gaură, ok. Lasă, nu contează, o să săpăm după aia. Bun, perfect. Zici că e mormânt, să mor eu. Bun, acum trebuie să punem pistoanele aici lângă. Nu chiar pe blocul ăsta, pe blocul ăsta, da. 1, 2, 3, 1, bă, e prost, chiar e prost, 1, bă, what the fuck, frate, cum,
Cum? Cum? 2, 3, 4. Bun. Și nu am picat în mormânt. 1, 2, 3, 4. Acum trebuie să punem blocurile în care vrem să facem capcana. Capcana o să fie gen ca și o mini casă, să zic așa. Și o să o facem din cobblestone. Aici o să fie chestul. Deci cam așa o să fie. O să fie de două blocuri. O să intre și o să apese pe chest. Și efectiv o să pice în lavă. Redstone, una pe o parte, una pe altă parte. Perfect, perfect. Chesturile, bam, bam. What the fuck? Dar de ce nu se pun, bă, frate, unul în dreapta? Dacă le pun așa aici, merge? Merge, what the fuck? Și pe ăla de ce nu merge? Așa, bun, ne lasă. Probabil s-a buguit cumva. Sau probabil era din cauza torțelor. Bun, hai să punem aici torțele din nou. Așa, bun. Acum să mai punem aici un bloc din ăsta de cobblestone și după aia să punem redstone-ul ca să se închidă blocurile. Înconjurăm pistoanele frumos așa și pe partea asta alaltă. Bun, se pare că merge. Și pe partea asta alaltă. Bun, aia zic. Și el efectiv când o să vină o să deschidă chestul și o să pice direct în lavă. Bun. Deci funcționează. Hai să luăm aici bucățile de lavă. Mă omor singur pe aici. Aia zic. Aia zic, mai avem una, mai avem una. Bă, îmi dau foc singur, nu stai. Bun. Una aici și una aici. Bun. Și acum să astupăm asta cu iarbă. Mai n-avem nevoie de unul. Noroc că am silk touch pe târnăcop și pot să iau direct blocurile așa cum sunt. Bă, ce-mi plac golemnii ăștia. Bă, efectiv, mă simt protejat. Mă simt protejat aici cu ei. Ne omoară zombie, neapără de creeper, neapără de toată lumea. Sau, bă, să punem chest în partea asta la întâi și el când vine să... vine direct așa la ușă. Bun, hai să-l mutăm rapid. Nu cred că nu o să dureze așa mult, că atunci e mai ușor gen să vină și să intre direct acolo. Așa trebuie să se întoarcă. Și nu e ok. Bun, fraților, nu uitați să apăsați acolo butonașul de like dacă nu ați făcut-o deja. Și astăzi o să fim live. Scrieți acolo în comentarii ce jocuri vreți să mă joc pe live. Hai să încerc să nu... Bă, nu înțeleg, mă, de ce, ce are. De ce nu se leagă între ele. Aici așa merge. Bam, bam. Bam, bam, bam. Aia zic, perfect. Acum să astupăm aici totul. Bun, am acoperit așa frumușel, frumușel. Cred că o să facem aici o scară. Mai ideea e că trebuie să acopăr și redstone-ul ăsta, să nu se vadă. Bun, și într-un final am terminat aici construcția. Am făcut-o să arate cât de cât acceptabil. Ziceți voi, arată ca și o capcană? Eu sincer chiar aș intra aici și aș da pe chest. Bun, sper să și meargă. Acum n-am mai putut să testez. Ia să vedem, putem să testăm oare? Nu putem. Da, mă rog, sper să meargă. Acum mai trebuie să-i punem niște uși. Și după aia să-l chemăm pe Pain. Deci cam așa arată rezultatul final. El o să vină, o să intre pe aici, o să zică hei, hei, flori... am uitat să pun glas aici, ok. O să zică hei, 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 floricele, nu știu ce. Și o să ridice chestul și o să pice în lavă. Băi, fraților, ce păcat. Ce păcat. Îți curios să văd ce reacție are. Bam, bam, bam. Frumos. Bam, 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 bam. Perfect. Arată Smart 2, arată Smart 2, ziceți voi din arată Smart 2. Să mai punem și o torță? Mai punem și o torță. Și o ușă, bineînțeles. Să-i punem uși. Bun, am pus și două lanterne aici. Acum să punem, să facem ușile. Și să-l chemăm pe Pain pe server. Perfect. Cam așa arată rezultatul final. Pain, join the game, wow, wow. Bă, cred că îmi pun toate chestiile astea gen Ender Chest mai departe în casa mea. În casa, da? Da, gen în casă. Bă, am construit aici ceva, ci că era ceva glitch
în care puteai să spui 84 sau 100 de chestii într-un chest, într-un singur chest. Și am încercat să văd dacă funcționează, dar... De ce mă, mizeria asta? De ți-am zis, glitch. Adică glitch, nu înțeleg. Gen, am încercat, când deschizi chestul, câte locuri are chestul? Are puține. Și cu glitch-ul ăla aveai 100 de sloturi. De ce a picat eu odată, mă, cât de prost să fiu, băga mea și morții lui de joc. Am vrut să-ți fac și eu o capcană și s-a atât de prost încât am picat singur în ea, bă. Nu pot să cred așa ceva, bă, deci nu pot să cred, bă, deci Minecraft-ul, deci efectiv nu-i pentru mine, mă, Minecraft-ul nu-i pentru mine. Știi cum e așa, s-a băgat pe altul ăsta de tine. Bă, nu pot să cred așa ceva. Bă, da, nu pot să înțeleg, cum ai picat? Bă, gen, acolo era un trap, știi? Și deschideai chestul și picai în lavă. Păi n-am tu... picat, păi de ce nu asta înțeleg, de ce n-ai picat tu și cum am ajuns să pic eu? Nu pot să percep așa ceva. Eu știu, știu, eu stăteam pe un bloc aici în față, gen, stăteam lipit de chest, știi? Și da. Aparent am stat... De nu, de ciudat. Da, și acum ce fac? Că nu vreau să mor. Știi vorba aia, cine s-a făcut pe altuia ca de singură ea. Bă, să știi că chiar e adevărată, să-mi va fi cea de neadevărată. Bă, numai tu poți să faci așa ceva. De viața mea. Bă, și m-a chinuit. Păi ia, să fac, să fac să arate frumos, să intri, să nu bănuiești nimic, să mă gândesc la o dumă bună, cu glitch, cu chesturi. Și tot am picat în ea, atâta muncă să mor eu, bă. La propriu. Na, vrei să te scot acolo? Te rog. După ce am luat să te omor, te rog, ajută-mă. Ai, de bine. Vai, Sebi. Mamă, dar ai săpat ceva găuri în jos? Am săpat ceva. M-am chinuit, bă, să fac pistoane cu slime, cu redstone, cu cestre, cu dinalia, șmecherii. Înainte. Și mi-am dat fail să-mi bat picioarele. Ah, zic. Mersi. Na, să fiți sănătos, ce vă să zic. Bun, fraților, cam atât a fost și cu episodul ăsta. Din păcate, n-am reușit, am dat mare fail, am picat eu în lavă, dar Pain, cum este bun acolo la suflet, a venit și ne-a salvat, adică ne-a salvat. Mulțumesc. Bă, eu stau și mă întreb cât de prost ești încât să-mi faci un prank și să pici tu un prank. Se mai întâmplă, mă, ce să fac? Bă, eu nu pot să înțeleg, mă, frate. Deci mi s-a făcut milă, mă, frate, când te-am văzut că te-a... O, Sebi, nu vrei să mă arunc eu, mă, te rog. Chinuit o grămadă. Ba, mă, cum arunc, uite, mă arunc eu aici, na. Așa, numai de dragul de a vedea. Dacă v-a plăcut acest episod și dacă ați râs, nu uitați să dați acolo un like, un share pe Facebook, pe Instagram, pe acolo. Eu am fost Sebi, el, Pain, și ne auzim în gameplay-ul următor! Pa, pa!